Salutare, mă bun, și bine ați revenit la un nou minunat episod de Minecraft Capotere. Astăzi, după cum puteți vedea, sunt cocoțat aceea pentru thumbnail-ul pe de data trecută. Da, practic sunt singur, apropo. În sfârșit suntem singuri, numai eu și voi, pe această serie minunată. Oameni buni, bine ați revenit la un nou minunat episod de Minecraft Capotere. Desigur că... și sunt Alex. Ok, aparent sunt Alex astăzi. Foc. Aparent sunt Alex, dar... What? Aparent trebuie să ies din joc. Bine, o să fac asta. Și astăzi o să facem ceva foarte interesant. Vom merge la minat. Da, vom merge la mina, sincer să vă zic, pentru că... De ce nu? Pentru că avem nevoie de fier. Să-mi facem și noi niște unelte mai bune. Adică niște unelte super bune. Și, apropo, despre seria de Minecraft Curaton, nu o să mai postez până nu se bagă altă versiune de Minecraft, pentru că, gen, altă versiune de Minecraft. Până nu se bagă o altă versiune, gen, nu știu, 1.17.10.50 sau 30, băieți, pentru că, acum mi se vede skin-ul, bun. Pentru că nu vreau în niciun caz să am buguri, dar, știți cum se zice. Bun, păi, haideți să mergem, să luăm și tot lemnul ăsta, oh my god, pe bune. Luăm tot lemnul, ne facem o sabie din habar nu am. What? Bro! Bro, panda-ul ăsta e destul de rar. Panda-ul ăsta este destul de rar. Nu stau să glumesc cu voi, dar acest panda este destul de rar. Panda rău? De ce nu? Panda rău, bro. Ok. Aici a fost pitiful de data trecută. Și o filmez în aceeași zi. Dar, da. Bun. Păi, hai să mergem sus înapoi în copac. Și mi se pare o chestie că... Deci, m-am dus... nu știu pentru ce m-am dus să mă uit pe wiki. Și nu mai știu pentru ce am vrut să caut. Care este rata să se spawneze un panda maro? Pentru că cam asta aș vrea să fie goal-ul. Și m-am uitat și la panda răi. Au fost și panda răi cei mai rari. Deci că cei mai rari. Ok, am zis ok. Aparent vom vedea dacă o să găsim pe această serie. Și uite că am găsit. Ok, right, o sabie. Să ne facem și un... Cred că ar fi o chestie să ne facem un chest plate sau, ok, să ne facem mai întâi niște torțe. Avem torțe, un shield ca să putem să-l punem în partea cealaltă la mână și cred că o să-mi fac un chest plate, ok? Cred că o să-mi fac un chest plate pentru că vreau să fim și full iron, vreau să fim și, da, mâncare avem... Altceva ce ne mai trebuie? Deci hai să știm foarte bine că aici este spawn point. Am în spawn point. Și am nevoie de... vreau să las asta aici. O să las asta cu mine. Avem 4 emeralde. Nu știu unde vor fi... Nu știu unde va fi chestul cel mai important. O să vreau să fac o chestie. Sper că să nu se audă ciripin, da. Da, cred că o să se audă. Stați așa, probleme tehnice, adică să închidem geamul, bro, că nu vreau să se audă toate tâmpenile. Ok, am rezolvat și asta. Bun, am rezolvat-o. Așa că, cred că suntem pregătiți să mergem într-o mină, pe care am uitat un pic ca să văd. Și, bă, da. Este neexplorată. Unde-i soarele? Ok, o să fac acușa noapte.
Mergem jos, să mergem în acea mină pe care am văzut-o eu off-cam. De fapt, nu am văzut-o data trecută. Data trecută am văzut-o și vreau să găsesc și niște diamante. Pentru că, de ce vreau să găsesc diamante? Ca să facem și noi niște chestii. Am pus acolo niște torțe pentru că nu erau. Și să fac, uite așa, rezolvat. Și avem și niște vaci pe aici. O să facem și o fermă. Mamă, stai, încă nu au crescut aici? De când timp stai aici? Holy fuck. Wait. Uite, aici este o altă peșteră? Ok, nu știu ce a fost sunetul ăla. Wait, am lag. Tocmai am lag pe... Mamă, cât fier! Bro! Look at this, cât fier! Ei, un peiaj în acolo. Ok, mamă, cât fier! Bro, ce e asta? Deci, what? Ok, am văzut acum o mică problemă. N-aveți idee cât de rău m-am speriat. Holy fuck! Nu să pasu voi! Holy shit! What? Nu-mi dă mai mult. Îmi trebuie neapărat un pichet cu fortune. Ca să-mi dea mai mult fier. Nașpa. Bro! Holy shit! La asta nu mă așteptam. Sincer să vă zic, la asta chiar nu mă așteptam. Stați că mai avem niște fier sus. Mai avem fier aici. Wow, bro! Wow! Cât de... mult fier, ok, destul de mult, ceea ce este foarte bine pentru că avem nevoie de fier. Să avem acolo așa sus în copac, pentru că dacă stăm numai acolo sus în copac și facem chestii, nu e bine, trebuie să mergem și la o sesiune de minat. Ca să putem să facem rost de diamante și să facem rost și de ce? Să mergem și în Nether, să facem rost și de glowstone, pentru că vrem să punem acolo... acolo sus, niște glowstone, lumină, să nu fie torțe. Oh my god, avem foarte multe chestii de făcut. Ok, ăla e un poiangan. Ok, la rebe. Ok, poți să explodezi din partea mea. Asta dacă nu-mi dai damage. Ok. Până acum suntem la layer-ul 31. Jesus, Jesus! Bro, cât de jos se duce. Băi, am crezut că aici e apă. Well, hello. Hello there. There's something special. Deep slate. Da chiar. Turile de jos puse, ca să știți de pe acum. Că într-un fel, noi avem tot update-ul 1.17 aici. Deci noi practic jucăm pe update-ul 1.17 în momentul ăsta. Full. Gen full. Bine, doar că n-avem candele și alte chestii. Ma, pe aici ce este? Acolo-i tuf, care... are și un sunet ăsta, deep slate-ul, când vrei să-l spargi. Foarte interesant. Mamă, câte minereuri acolo. Ok, am văzut niște fire aici pe care vreau să-l iau. Mama, cât de jos ne-am dus. Ne-am dus într-o peșteră, adică de unde... Ok, la asta nu m-am așteptat. Wow, bro, wow. La asta chiar nu m-am așteptat. Ok. Chestia asta nu înțeleg că... Bă, poți să-ți dai seama, dar îți dai seama greu. Gen de la distanță, uite așa, mi-aș da seama, dar... dar da... Nu pot, bineînțeles, de sigur. Bun, păi ia apă aici. Și, lapis, o să avem nevoie de lapis pentru când o să facem enchanting-uri. Mă, dacă am găsit și un spawner, ar fi super șmecher. Dar, n-am niciun diamant? Ok, boss, ok. Apare niciun diamond. O să opresc această apă pentru că nu mai avem nevoie de ea. Ei, putem să luăm obsidian de aici dacă facem noi, dacă aveam un târnăcop de diamant și nu avem așa ceva, minunat. Pentru că nu avem diamante. Bun. Păi hai să facem, uite așa.
Bun. Păi, da. Oh, come on. Bă, dar asta se strică, mă. Și ce mă enervează? Mă enervează scutul ăsta, că uitați, băi, acoperă tot ecranul, bro. Bro, dacă vine cumva un zombie sau ceva pe la spatele meu și mor, bro, aici se încheie seria. Bro, am literalmente... am mult fier la mine. Imposibil să mor. Pentru că nu chiar nu vreau să mor. Ei, pot să merg pe... Oh, come on, am mers aici degeaba. Și nu prea am mers aici degeaba. Ba, da. Ba, cam da, am mers aici degeaba. Oh! What? What? Bro, voi știți chestia aia cum e pe TikTok? Că bă, ăla se spawnează în Nether, se spawnează în pește. Bro. Bro, cineva să facă un TikTok cu așa ceva și să-mi dați tag la... La raton barajos Samuel. Like, what? Ok, foarte interesant. Bro, ce? Doamne, ia mă, deci nu cred. What? N-am putut să văd așa ceva în Minecraft. Bă, când am văzut ăla, mă. Mamă, dar nu mai avem nici torțe. Foc. Dar nu e problemă, pentru că avem... mă, dar mult fier găsești. Foarte mult fier. Ok, bro, ok. Asta a fost destul de funny. Destul de funny. What? Pă bune că se spawnează de ăștia. Ați auzit ce am auzit și eu? Ok, zombiul ăla e foarte periculos. Nu vreau să-l văd în ochii mei. Holy shit, bro, deci aia a fost cea mai splendidă chestie pe care am putut să o văd. Prima dată când văd așa ceva. Bro, nici pe Java Edition, bă da, cred că pe Java Edition am văzut odată când joc eu cu pe mapa mea cu moduri. Și parcă odată când am jucat și cu shader pe mapa... Eu nu cred. Mama, trei call mi-a dat din ăla, what? Eu încă nu pot să cred că am găsit așa ceva. Deci v-am spus, cine vrea să facă un TikTok din ăla raton, să-mi dea tag raton barajos Samuel. Wow, bro, wow, și ăsta acum a blocat. Holy shit, episodul ăsta e... Bă, auzi o lamă din aia. Bă, da, diamante n-a dat zero? Ce, doamne, fac ăștia mă pe afară? Bro, deci... Am mai auzit ceva? Sunt sunete suspecte în peșteri. Bro, dacă mai adaugă alte sunete din astea... Mie nu-mi plac sunetele astea. Mie chiar nu-mi plac sunetele astea, bro. Asta e așa, că aș vrea să fac, sincer, să fiu un test de voce. Ia să vedem. Tra-la-la-la-la-la, cum s-ar zice. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Acum să văd dacă m-am auzit, că nu știu, îți mă uit pe video. Dacă m-am auzit. Minecraft-ul lăsăm pentru totdeauna pe mood, bro, că nu vreau. Bă, ce bine că a venit aici. Bun. La ce noroc am eu, 100% o să fiu numai un diamant. La ce noroc am eu, știu că o să fiu numai un diamant.
Bro, știam! Știam! Știam că o să fie numai un diamant! Ura jocul ăsta atât de mult. De ce să numai un... De ce nu e numai un diamant? O, bine mă că te debuguiești acum. De ce este numai un diamant? De ce? Why Minecraft? Și pentru o secundă am crezut că... Oh my god, știi ceva? Știi ceva? Na. Nu știu, după... După chestia asta, ok. Bun. Vom încheia episodul aici. Și o să ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!